Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, ca de obicei noi am continuat discuția aici în studioul Campus TV. Avem și câteva mesaje venite din partea telespectatorilor. Bună seara, miroase urât tare în zona Micro 3. Este un miros ca de la o fermă de porci, plus mirosul foarte, foarte urât al canalizărilor de la rondul Carrefour. Cu stimă se semnează un telespectator de-al nostru. Domnule Botezatu, am încercat să înțelegem episodul dumneavoastră de la Sibiu. Încă o dată o repet, avem nevoie de profesioniști la DSV Buzău pentru că situația nu este roz nici la noi. Ați venit de două zile. Știu că profesionalismul dumneavoastră v-a făcut să vă integrați foarte repede în ceea ce înseamnă direcția la Buzău și cred că ați luat contact și cu această problemă a noastră a buzoienilor. E un miros foarte urât în municipiul Buzău. Bineînțeles, imaginați-vă că doar ce ajunsesem acasă, să spunem așa, nici nu se uscase tușul de pe ordinul de întoarcere la Buzău. Și hainele dumneavoastră spălate bine de doamnă. Și am luat cu contact cu episodul respectiv. Am fost sunat de la Direcția Sanitară Veterinară la un coleg care are un telefon de serviciu special folosit pentru situații de genul ăsta, de intervenție rapidă, de vreo, oferească Dumnezeu vreo cine știe ce problematică din sfera noastră de activitate. Fusese chemat la o ședință la prefectură, nu știu dacă a fost colegiul prefectural sau a avut alt caracter, pentru că, repet, asta s-a întâmplat, eu am ajuns vineri seara și chiar sâmbătă s-a întâmplat. A mers colegul acolo, mi-a transmis pe urmă despre ce a fost vorba. Într-adevăr, sunt câteva reclamații la nivelul, ajunse și la primărie, de la nivelul municipiului Buzău, că în zona asta Micro 14, Micro 3 persistă un miros extrem de urât, un miros de purin degajat, un miros de gunoi de grajd, ceva de genul ăsta. Multe voci spun că miroase a urină de porc. Fără ca cineva să poată să descopere sau să localizeze foarte bine sursa. Bineînțeles că am început să fac în minte scenariile proprii, că nu puteam să stau detașat, chiar dacă venisem din detașare, și să le spun eventual cum probabil ar fi făcut, nu știu, nu mă interesează, eu de luni sunt la serviciu, de-abia am venit, nu, ferească Dumnezeu. Am făcut calculele care le-am considerat sau pe care le-am considerat eu necesare încă din seara aia. Am încercat să restrâng aria problematicilor și de interes în vederea controlului și am limitat-o între ieșirea spre Ploiești și cea spre Râmnicu Sărat. Înțelegeți? În partea cealaltă. Dar așa, cam acolo, cam între astea două am localizat eu că ar putea să fie sursa mirosului. Am făcut un screening așa în minte vis-a-vis de unitățile de zootehnice pe care le știu prin zonă. N-am reușit să-mi dau seama, am încercat să fac o legătură având în vedere perioada asta rece, când există cel puțin pentru agricultori o perioadă facilă în a împrăștia gunoiul de grajd, și am trimis colegii să vadă dacă pot să găsească astfel de situații. Următorul lucru la care m-a dus gândul a fost vreun transport de astfel de subproduse. Cam la asta se gândește toată lumea. De subproduse, dar ar trebui să fie un transport cu un caracter cât de cât periodic, pentru că mirosurile vin, au episoade din astea trecătoare, dispar, după care reapar. La momentul la care stăm de față, sunt constituite niște echipe mixte de control cu reprezentanți atât de la Direcția Sanitară Veterinară Buzău cât și de la Garda de Mediu, care sunt desfășurați tocmai în a încerca să descoperim sursa asta. Este o acțiune care încă este în derulare. Sperăm să descoperim sursa cât se poate de repede și odată descoperită, bineînțeles, și anihilată. Cu măsurile ce se impun. Evident, cu măsurile ce se impun, fie din punctul nostru de vedere al Gărzii de Mediu sau oricărui altă instituție cu abilități de control și cu responsabilități în zona asta de interes. Avem un telespectator în telefon. Alo, bună seara! Bună seara, doamna Mirela. Bună seara, domnul director Botezatu. Haideți că vă dau repede răspunsul pentru mirosul urât. Ca să vă nu rugăm, mai vă rugăm. Canalul colector de la Verguleață, domn director, știți? N-aș putea să-l localizez foarte clar. Localizat, stați puțin. Este spre Brăila, pe partea stângă.
Gata, am înțeles. Față în față cu... E plin, vă spun. Am înțeles, am luat notă. Este acolo și, pe urmă, ne întâlnim și discutăm, că ne cunoaștem. Stai. Am înțeles, am luat notă și mă ocup de treaba asta chiar de mine dimineața. E plin, vă spun, e plin. Am înțeles, e clar. Are un kilometru ăla. Am înțeles, e clar, mâine dimineață mă ocup de treaba asta. Bună seara, la revedere. Vă salut, mulțumim. Mulțumim tare mult, la revedere. De ce ar putea fi plin și cine ar putea deversa în acest canal? Vedem când ajungem acolo. Nu mă pot antepronunța. Nu știu ce este în canalul respectiv. Fără îndoială o să meargă colegii mei acolo. Sigur, în măsura în care nu apar alte problematici la ordinea zilei, o să merg personal să văd despre ce este vorba acolo. Și în funcție de ce vom găsi, putem să oferim și răspunsurile care suntem obligați până la urmă să le dăm. Bun, ne auzim și vom vedea despre ce este vorba. Mai avem câteva mesaje venite din partea telespectatorilor care de această dată fac trimitere la perioada sărbătorilor de iarnă, pentru că noi românii suntem obișnuiți să ne permite, nu ne permite legea, îl tăiem în curte, îi mai facem noi altceva. Noi românii tăiem porcul de sărbători, domnule Botezatu. Bună seara, au fost numite până la această dată centre pentru efectuarea examenului trichinologic. Dacă da, care sunt acestea și unde sunt amplasate, întreabă un telespectator, iar un alt telespectator întreabă cât costă testarea trichinologică. Da. Referitor la examenul trichinoscopic, până la momentul ăsta nu am alte date decât să vă spun că în ceea ce privește prețul va fi același ca anul trecut. Nu am informații că el s-ar fi modificat între timp. Era undeva, dacă nu mă înșeală memoria și îmi cer scuze dacă fac vreo afirmație care nu e conformă cu realitatea, promit să revin mâine prin dumneavoastră. Nu, reveniți la emisiunile noastre ulterioare. Era undeva pe la 11 lei și nu am informații să fi fost modificate. În ceea ce înseamnă punctele, aici situația este un pic diferită. De ce spun un pic diferită? Așa cum știți, serviciile sanitare veterinare și la nivelul Buzău sunt structurate pe două paliere de activitate. Unul, sectorul privat, unde activează colegii noștri medici veterinari de liberă practică, unde pot să stabilească prețurile proprii și o parte din ei în mediul rural, dar și orășenesc, fac examen trichinoscopic. Au libertatea să stabilească prețurile, niciodată nu au fost exagerate, dar nu pot să vorbesc eu despre prețurile lor. Deci tot undeva acolo în jurul prețurilor care le-a practicat și statul român prin direcțiile sanitar-veterinare s-au situat și la dumnealor. În ceea ce privește direcția sanitară-veterinară și anul ăsta, ca și în anii precedenți, va avea 4 puncte pentru examinarea trichinoscopică, unul la piața centrală din Râmnicu-Sărat și 3 la nivelul municipiului Buzău, unul la piața Micro 5, unul în piața centrală și unul la piața Crâng. În funcție de necesități, în funcție de aglomerație, în funcție de perioada de cât de tare arde la momentul la care o să devină extrem de importantă și extrem de aglomerat examenul trichinoscopic, ne putem reorienta, ne putem replia, ne putem extinde sau restrânge activitatea sau reorienta, reorganiza în funcție de necesități. Domnule Botezatu, ne apropiem cu pași repezi către finalul emisiunii, însă este exact perioada în care oamenii, în care buzoienii noștri își facă rezervările cu ghilimelele de rigoare pentru porcii ce urmează a fi sacrificați în perioada premergătoare Crăciunului. Ce sfaturi aveți pentru acești cetățeni? Pentru că știm cu toții că se obișnuiește a se tăia porcul în curte, a se vinde în portbagaj și așa mai departe. Cât e de periculoasă această practică? Această practică este periculoasă în măsura în care este periculoasă în măsura în care fiecare om conștientizează că a te aproviziona dintr-o sursă necontrolată presupune un risc. Toată lumea dimensionează riscul ăsta în funcție de propriile nevoi, de propriile necesități, în funcție de încredere. Sunt mulți parametri care lucrează aici, care până la urmă dau cetățeanului de rând dimensiunea în a se îndrepta spre una sau alte surse de carne proaspătă, mai ales de Crăciun. Ceea ce este sigur este că sacrificarea porcului interes familial este permisă și o poate face orice cetățean, consumul este, să spunem, pe propria răspundere, însă nu există noțiunea de comercializare a cărnurilor de porc care au fost obținute pentru sacrificarea scop familial, nu există noțiunea de comercializare. Comercializarea se sancționează contravențional. Dincolo de riscul
neexecutării examenului trichinoscopic pot fi asociate cu consumul cărnii de porc neexpertizată sanitar veterinar, o serie de alte maladii. Bineînțeles că noi pornim tot timpul de la premiza că așa suntem noi obișnuiți, că nouă nu ni se întâmplă, că sursa este verificată, este știută, totul este în regulă, că iau de acolo de 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani, că mi l-a recomandat fratele, soacra sau nora și nu are ce să se întâmple. Nu pot decât să sper pentru oamenii care aleg astfel de surse și aleg astfel de modalitate în a-și aproviziona o carne de porc, să sper pentru ei că au norocul ca lucrurile să fie așa. Dar bine ar fi să se aprovizioneze bine de acolo de unde trebuie. Bine ar fi să se aprovizioneze din surse care sunt autorizate, care sunt certificate sanitar-veterinar, pentru a avea garanția unor sărbători liniștite, măcar din punctul ăsta de vedere. Domnule Botezatu, până aproape de sărbătorile de iarnă, vă vom mai invita în studioul Campus TV să spunem lucrurilor pe nume, să-i avertizăm așa cum trebuie pe buzoienii noștri, însă până atunci vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea în această seară. Să rămână, eu mulțumesc și sunt extrem de onorat că am putut să fiu astăzi cu dumneavoastră și cu telespectatorii Campus TV. Mulțumesc tare mult, doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, noi ne revedem mâine seară, până atunci vă doresc o seară plăcută, la revedere!